În apartamentul afectat de explozie, pompierii au găsit două butelii de aragaz pe care l-au evacuat din incintă. După explozie a izbucnit un incendiu în bucătărie, însă pompierii au intervenit prompt și au stins focul înainte de a se extinde. Proprietarul locuinței, un bărbat de aproximativ 56 de ani, a ieșit în siguranță din casă și nu a fost rănit în urma incidentului. Bărbatul nu prezenta arsuri și nici alte probleme medicale, iar și așa echipajul de la ambulanță a insistat să-l ducă la spital, dar acesta a refuzat. Pompierii au stabilit că incendiul a fost cauzat cel mai probabil de o acumulare de gaze.